S-au împlinit 6 luni de la trecerea în neființă a cântăreței Gabi Luncă, numită de colegii de Breaslău și de admiratori, regina muzicii lăutărești. Cu un gol imens în inim, cu lacrimi în ochi și o suferință greu de explicat și de înțeles, doar de cei care și-au pierdut părinții, copiii, artistii au pomenit-o în familie, într-un cadru restrâns, departe de obiceiuri răspândite în Biserica Ortodoxă. Era onoriu, ne-am aturisit când cultul penticostal din care făcea parte și mama sa, regretata Gabi Luncă, nu se obișnuiește organizarea unui parastas, cu mâncare, băutură și haine oferite pentru pomenirea celor trecuți în neființă. Cu emoție și durere în glas, Estera Onoriu ne-a spus că familia s-a reunit pentru a depăna amintiri și a povestit despre Gabi Luncă, respectând întocmai stilul de viață dus de mama sa în ultimii ani de viață. Au trecut 6 luni, mergem înainte cu ajutorul lui Dumnezeu. La noi nu se fac astfel de pomeniri, doar ne aducem aminte în familie. Atât. Nu parastas, nu mâncare și băutură și haine și cadouri. Ce face persoana cât este în viață, aceea o și urmează, ne-a declarat Estera Onoriu, una din fiicele regretate Gabi Luncă, precizând însă că nu contestă alte obiceiuri care există după pierderea cuiva drag. Vă reamintim că artista Gabi Luncă a încetat în viață, în vârsta de 83 de ani, la spitalul din Ilfov, răpusă de COVID-19. Regina muzicii lăutărești și-a dat ultima suflare la terapie intensivă, secția în care a stat aproximativ 2 săptămâni, timp în care familia a făcut tot ce a putut pentru a o salva. S-a spus la vremea respectivă că artista a respirat cu ajutorul unui plămân artificial, iar cei 4 copii, 3 fiice și un băiat, au sperat până în ultima clipă la o minune. De altfel, în ultima conversație pe care Gabi Luncă a avut-o cu familia, a găsit putere de a le încuraja pe fiicele ei, deși avea masca de oxigen pe față, ne-a spus Estera Onoriu, fata cântăreței Gabi Luncă. Relatează fanatic.ro